Изяви за явност, днес е хедар, председателът на влада на Република Македония Зоран Заев и Виорика Данчила, председателът на влада на Румъния. Премиерът Зоран Заев и домна премиерът на Румъния и Виорика Данчила. Мулцумеск, стимаци домни, стимаци Виорика Данчила, премиерът на Румъния, цара приятел на Република Македония, номеле гуверно един Република Македония, с примам Муцуми Република, паналар четацен един Република Румъния, ще пана дом на вас, пентру супорту принципал, пиела реформа, процесо де реформа, ши а интегрирал евроатлантиче, а цари ностре. Република Македония este în fața îndeplinirii țelurilor strategice a țării. Am fost invitați ca țară membră să aderăm la NATO și așteptăm data de începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în iunie 2019. Vreau să subliniez că fiecare țară prieten care ne ajută și ne ajută pe drumul nostru face o faptă bună pentru cetățenii a Republicii Macedonia, asigură o dezvoltare economică a țării noastre din sărăcie în care se confunda cu anii, înapoi deschide o perspectivă pentru un standard mai mare, pentru noi locuri de muncă, pentru plăți mai, salarii mai mari, pentru o viață mai bună. Este foarte valoros suportul din partea lumii internaționale democratice. Partenerii noștri au recunoscut rolul lor și a dat o contribuție în eforturile noastre pentru dezvoltarea Republicii Macedonia și în integrațiile euroatlantice. Am arătat că ne putem confrunta, deci, liniștit, pașnic, cu toate, cu o situație grea politică, că putem să lucrăm energic pentru toate reformele necesare, că putem să fim un motor în juniu pentru îmbunătățirea a relațiilor bune cu țările vecine. Și acest exemplu de schimbări pozitive pe care l-am dat este un cadou democratic și pentru noi și pentru regiunea noastră și pentru Europa. Am arătat că atunci când se dorește, când se crede, când se știe, se poate și reuși. Noi așteptăm o valorificare, estimare conform meritul nostru și așteptăm ca locul nostru meritat să fie în NATO Uniunea Europeană. De aceea, stimată doamna prim-ministru Dancilă, această întâlnire este foarte importantă, special pentru Republica Macedonia, care preia președinția în Uniunea Europeană în ianuarie 2019 și va fi țară președintă cu Uniunea Europeană în momentele cruciale pentru Republica Macedonia, când trebuie să terminăm reformele interne și să încheiem contractul cu țara noastră vecină, Republica Grecia. În reformele, câmpul legislativ, lucrăm foarte activ și așteptăm și un referendum cu succes și încă o progresivă decizie pentru majorităților cetățenilor noștri care va confirma drumul către încadrarea în NATO și Uniunea Europeană. Deci, mai mare parte a cetățenilor macedonian, odată au ales democrația în loc de regim și ne-au dat onoarea și responsabilitatea ca o guvern progresiv ca să facem niște schimbări pozitive pentru o viață calitativă mai bună, pentru care am vorbit și să încadrăm ca țară în NATO și Uniunea Europeană. Vă doresc vă chem, de fapt, să suportați și nădejdea cetățenilor din Republica Macedonia pentru un nivel de trai mai bun într-o lume mai progresivă. Anul viitor, în iunie, vreau să vă mulțumesc o dată și încă mai mult și mai tare pentru aceste negocieri cu Uniunea Europeană și Republica Macedonia. Între timp, cum am constatat împreună, această presconferință are mare potențial pentru dezvoltare a relațiilor economice pe un plan bilateral și să ne ajungem la posibilitate pentru binele ambelor țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnule prim-ministru Zoran Zaev pentru primirea călduroasă. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi la Skopje ca primul prim-ministru care vizitează Republica Macedonia. Am avut
Am avut discuții despre relațiile bilaterale, dar și despre parcursul european și euroatlantic al Republicii Macedonia. De comun acord am trecut în revistă relațiile bilaterale și am văzut că sunt posibilități în diferite sectoare pentru a întări aceste relații sectoriale. De comun acord am hotărât să avem întâlniri între miniștrii de linie, să vedem cum putem îmbunătăți potențialul de cooperare dintre Republica Macedonia și România. Sunt convinsă că atât în domeniul agriculturii, în domeniul educației, în domeniul cultural, al turismului, sunt posibilități majore de cooperare și în acest sens cred că trebuie să organizăm un forum economic, dar și grupuri de lucru care să îmbunătățească cooperarea dintre cele două țări. Sunt convinsă că pentru dumneavoastră, dar și pentru România, invitația de a deveni membru NATO reprezintă un pas important, dar și drumul european care trebuie încurajat și sper ca la referendumul pe care îl veți face la sfârșitul lunii septembrie rezultatele să fie pozitive și să încurajeze drumul european al Republicii Macedonia. Prezența mea astăzi aici, în calitate de prim-ministru al României, dar și de stat care în câteva luni va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, arată sprijinul nostru ferm pentru drumul european al Republicii Macedonia. Știm că următorul raport va fi la sfârșitul lunii iunie 2019 pentru Macedonia. Sperăm să avem un consens în cadrul Consiliului Uniunii Europene, astfel încât la sfârșitul anului 2019, în cadrul conferinței pe care o să o susțineți, să începeți capitolele de negociere, unde România are toată disponibilitatea să vă susțină din punct de vedere tehnic. În același timp am abordat subiectul comunităților Republicii, a cetățenilor macedoni în România, dar și a cetățenilor a români din Republica Macedonia și l-am anunțat pe domnul prim-ministru că în România, în urma unei inițiative legislative în Parlamentul României, promulgată de către președintele României zilele acestea, a fost inaugurată Ziua Limbii Macedonene, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să arate legătura, puntea de legătură pe care o constituie acest lucru între cele două țări. Consider că comunitatea de a români din Macedonia și comunitatea de macedoni de cetățenii ai Republicii Macedonia din România nu poate fi decât o punte de legătură a cooperării dintre cele două state. Domnule prim-ministru, vreau să vă asigur de susținerea noastră, vreau să vă asigur de dorința noastră de a coopera cât mai bine din punct de vedere al regional, din punct de vedere al susținerii noastre pentru Balcanii de Vest, în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene și să vă urez mult succes în reformele pe care le-ați început, dar și în parcursul pro-european și pro-atlantic. Nu în ultimul rând, vreau să reiterez invitația pe care v-am făcut-o de a vizita România împreună cu miniștrii din Republica Macedonia, tocmai pentru a pune în practică lucrurile pe care astăzi le-am avut doar la nivel declarativ, la nivel de intenții și consider că potențialul de cooperare dintre România și Macedonia poate avea un nou început în urma vizitei de astăzi, în urma discuțiilor pe care le-am purtat. Încă o dată, mult succes la referendumul din septembrie. Consider că este un proiect de țară la care trebuie să participe toți cetățenii din Macedonia și vă asigur de susținerea pe care o aveți din partea României.
Mulțumesc încă o dată pentru discuțiile constructive și vă urez mult succes. Ви благодарам. Би ги упатил премиерите на за поздравување пред говорниците, можно за фоторепортерите. Acum o posibilitate pentru fotoreporterii. Vă mulțumesc